culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La Obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La Obiect, cu Leonard Filip. Ziua, dragi prieteni, din nou împreună aici la Radio Accent, pe frecvența care face diferența, așa cum v-ați obișnuit de fiecare dată cu emisiunile postului nostru de televiziune. Astăzi facem rapid o incursiune în ce înseamnă politica din județul Gorj împreună cu invitatul nostru, de data aceasta prin telefon, pentru că datorită unor cauze obiective nu a putut fi prezent în studio alături de noi, domnul Mihai Prunariu, candidatul formațiunii Pro-România la funcția de consilier județean. Bine v-am găsit, stimate domn! Ne auziți? Bună ziua, vă salut și îmi pare rău că nu pot participa la emisiunea în studio. Domnul Prunariu, cum vă simțiți înainte de toate? O mică problemă de sănătate, dar am revenit. Vă reveniți. Deci cei care și-au făcut gânduri că nu o să fiți în formă pentru că e natural la Consiliul Județean, înseamnă că trebuie să se teamă. Da, o mică problemă digestivă care o să treacă. Ce vreau să vă întreb, să începem cu subiectul care ține prima pagină, ca să spun așa, în momentul de față a subiectelor zilei. Înregistrarea care a plecat din sediul organizației PSD de la municipiul Târgu Jiu în presa locală, conform căreia existau anumite strategii acolo, prin intermediul cărora capii de listă, ca să spun așa, Ciprian Florescu, Aurel Popescu, Tașcău și domnul Florin Cărciumaru, ar candida doar să tragă lista, iar cei care ar urma să intre cei din spate în momentul în care ei se vor retrage. Cum vi se pare această strategie de păcăleală a târgujenilor? Credeți că funcționează această rețetă în ceea ce privește strategia politică pe care au pus-o la cale? E greu de comentat. Am văzut și eu ceva pe rețelele de socializare vis-a-vis de aceste discuții. Nu știu, e strategia lor. Cred că în fiecare, la fiecare tur de scrutin de alegeri, PSD-ul a practicat cumva, a pus pe listă și oameni care n-au rămas. Domnul Prunariu, din informațiile care le avem noi vehiculate pe surse, cei de la organizația județeană și-au pus mâna în cap atunci când au văzut ce au făcut ăștia de la organizația municipală. Da, știți că și vă dau un exemplu, la alegerile din 2016, pe lista de la municipală era domnul Călinoriu, iar pe lista de la Consiliul Județean era domnul Cărciumar. Asta e o strategie pentru a atrage voturi, fiind persoane cunoscute și crezând că luna va veni și va vota. Acum, ce să vă spun, din câte am ascultat eu, strategia e făcută în cazul în care candidatul Partidului Social Democrat va câștiga alegerile de la primăria municipiului Târgu Jiu. În cazul în care nu va câștiga alegerile, nu văd cum ar putea, vă dau un exemplu, Aurel Popescu să devină city manager sau alții să treacă pe diferite. Ați văzut că ei și împărțiseră deja felia de tort de la nivelul municipiului Târgu Jiu, adică ăla city manager, ăla mai știu eu ce, ăla pleacă la București. Deci vă dați seama cum se negociază voturile pe care oamenii simpli și de bună credință le încredințează acestor persoane. Acum fiecare partid își face strategia de campanie, se gândesc, da, repet, este o prezumție, pentru că lucrul ăsta se va întâmpla doar dacă candidatul PSD-ului va câștiga alegerile. Ori... Vă înfloresc când luați în calcul premiza asta, dacă PSD-ul va câștiga alegerile. De ce? Nu știu. Eu cred că noi vom câștiga alegerile prin candidatul nostru, Lorința Popescu. Cred că are cele mai mari șanse la primăria municipiului Târgu Jiu. Ce vă face să credeți asta? Haideți să argumentați. În primul rând că Lorința Popescu n-a făcut în decursul timpului politică. E un bun administrator, atâta timp cât a condus și Facultatea de Inginerie în calitate de decan și cât a condus Universitatea Constantin Brâncuși în calitate de rector, are o experiență destul de vastă în spate și în ultimul timp a lucrat foarte mult în proiecte. Ori eu cred că Târgu Jiu are nevoie de proiecte la momentul în care vorbim, iar timp de 30 de ani vedem că Târgu Jiu nu s-a dezvoltat. A rămas același oraș, cu mici excepții, centrul orașului. Ce faceți, domnul Prunariu, stați puțin, citiți din platforma programa Lomița Popescu acum? Nu, dar... Mă gândeam că citiți din ce are pe internet acolo pus. Mie orașul,
nu-mi place cum se dezvoltă, nu mi-a plăcut niciodată, nici atunci când a fost construit centrul orașului, mi s-a părut și am declarat-o chiar dacă eram... Doamne, dar mofturos mai sunteți, domnul primarul, prea mofturos sunteți. Cu domnul Cărciumaru am spus că orașul, centrul orașului arată ca un chip, n-are... nu pune în valoare operele Răzlăcuși și n-are o personalitate. E o chestie așa, arăta orașul mult mai bine când erau galele de beton, nu asfaltul ăsta amprentat sau cum se... Beton amprentat, da, beton amprentat, care necesită lucrări de întreținere de ori în miliardelor în fiecare an. Da, eu consider că Târgu Jiu trebuie să supere o modificare, trebuie să supere o schimbare, trebuie să aibă un viitor. N-am văzut proiecte de avergură făcute, n-am văzut locuri de muncă înființate, deși avem spații destul de multe care aparțin municipalității, că sunt în domeniul public, că sunt în domeniul privat, unde ar trebui să fie dezvoltate, în primul rând să aibă utilități și infrastructură și trebuie puse la dispoziția investitorilor, chiar dacă pe o perioadă, eu știu, de timp... nu vor percepe taxe. Ne interesează locul ăsta și noi trebuie să creăm, nu uitați că mare parte din Târgu Jiu lucrează în complexul energetic Oltenia, care să aibă probleme mari. Și n-am făcut alternative pentru locurile de muncă ale celor angajați în complexul energetic Oltenia. O Târgu Jiu poate să ofere acest lucru, că vorbim de turism, că vorbim de partea culturală, că vorbim de mici industrii care ar putea fi creată, avem o platformă industrială la Măscăsadu care iar nu e dezvoltată. Păi, aia e abandonată complet aproape ce e acolo. Corect. Și atunci lucrurile astea trebuie făcute prin proiecte. E clar că banii nu sunt destul de mulți în bugetul primăriei și atunci viitorul primar al municipiului Târgu Jiu cu echipa în jurul lui de profesioniști, ar trebui să accepteze fonduri europene, fonduri guvernamentale și să dezvolte cumva o dată pe care iubim cu toți. Eu ce? Locuiesc de 41 de ani, sunt copil de țară, sunt născut în Comuna Crușeț și la 10 ani am venit în Târgu Jiu la școala numărul 4. Și de atunci am rămas în Târgu Jiu și de 41 de ani locuiesc aici și nu-mi place cum arată orașul. Aș vrea să văd un oraș frumos, aș vrea să văd un oraș curat, aș vrea să văd un oraș dezvoltat. Aș vrea să văd că se face ceva în Târgu Jiu, nu numai lamentări, plângeri, critici. Ultimii 3 ani de zile a fost așa o dispută în detrimentul târgujinilor. Faptul că primarul s-a certat vechi cu Consiliul Local a fost un întreg scandal. Și lucrul ăsta n-ar trebui să... Bine, mai perpetueze. Am înțeles. Domnul Plunariu, dumneavoastră aveți drept obiectiv prin intermediul doamnei Lumița Popescu să câștigați primăria municipiului reședință de județ. Haideți să facem o analogie acum cu primarul în funcție, pentru că probabil dumneavoastră, în calitate de competitor, ca să spun așa, cu Lumița Popescu, vă raportați la primarul în exercițiu, respectiv domnul primar Marcel Romanescu. Ce asemănări și deosebiri sunt între candidatul dumneavoastră Lumița Popescu și primarul în exercițiu Marcel Romanescu? Să știe telespectatorii, în opinia dumneavoastră, ce ar trebui să aleagă. Aveți ocazia să fiți avocat pro bono, ca să spun așa, al doamnei Lumița Popescu și să pledați cauza domniei sale. Da, asemănării amândoi vin din mediul universitar. Până la urmă, în actualul primar este conferențial universitar. Candidata noastră este profesor universitar în cadrul aceleași universități. Deci provin din același mediu academic, da? Provin din mediul academic, asta înseamnă că au și școală, au și viziune. Ceea ce deosebește, cred, din punctul ăsta de vedere, că Lumița Popescu are în spate o experiență managerială de care vă povesteam mai devreme și în plus este o femeie extrem de consecventă și uneori extrem de pragmatică. Adică, din toate discuțiile noastre cu ea, am înțeles că vrea să facă ceva. Nu vrea să politizeze sub nicio formă partea de administrație și vrea 4 ani de zile, cât va fi primat, să lucrurile se vadă. Că, repet, de vorbe ne-am săturat. Acum, eu nu vreau să spun despre unul sau despre altul, dar nu-mi place cum arată orașul și mi-aș dori ca orașul în care stau de atâta timp să arate altcumva. Să fie o atracție pentru turiști, pentru că, nu uitați, avem în Târgu Jiu cele mai importante opere ale culturii moderne universale. Da, operele Constantin Brâncuși, care sunt în aer liber și care
nu sunt vizitate cum ar trebui. Gândiți-vă că în alte țări, poate mai puțin dezvoltate ca noi, vă dau exemplu, eu știu, Grecia, sau chiar vorbim de țări apropiate, Muntenegru, Serbia, în jurul unei pietre există o afluență de turiști din toate țările europene și chiar ale lumii, care într-un fel contribuie la bunăstarea zonei respective. Lucrul ăsta ar trebui să se întâmple și în Târgu. Bine, domnul Prunariu. Așa. Nu uitați că în jurul Târgu Jiului găsim lucruri extrem de importante, de la mănăstiri importante, de Valea Socotorului, locul unde s-a, vorbim de Vopița, locul unde s-a născut Brâncuș, vorbim de Padeș și Vladimir, locurile de unde a plecat Tudor Vladimirescu și unde s-a născut. În apropiere avem Rânca. Nu uitați că Rânca, în momentul în care a pornit cumva construcția ei, să zicem așa, s-a gândit că ar fi o viitoare Poiana Brașovului. Oamenii care vin în Gorj au ce vedea. Oamenii care vin în Târgu Jiu au ce vedea. Să nu uităm de Casa Memorială a Ecateriniei Teodoroiu. Sunt foarte multe lucruri. Noi ăsta trebuie să le punem în valoare. Deci avem niște instituții care se află și în subordinea primăriei municipiului Târgu Jiu, care se află și în subordinea Ministerului Culturii, care se află cumva și țin și de Consiliul Județean. Niciuna dintre aceste instituții n-a făcut lobby și nu s-a ocupat în principal de Brâncuș, că vorbim de Brâncuș. N-au stat așa într-o indolență grasă și dacă te uiți și pe site-urile instituțiilor despre care vorbeam, ultimele postări sunt foarte vechi și nu fac reclamă. Păi și cine girează, domnul Prunariu, toată această stare de indolență? Și toate aceste instituții bugetofage? Păi, asta spuneam, managementul. Managementul trebuie schimbat. Dacă mă întrebați pe mine, dar nu păi candidez eu... Managementul. Cine girează acest management? Nu cumva majoritatea în Consiliul Local? Toată lumea, să știți, din punctul meu de vedere. Atunci și dumneavoastră înseamnă că îl girați, dacă spuneți toată lumea. Și eu, normal că lucrez în Târgu Jiu și eu tot sunt vinovat până la urmă, dar eu nu candidez la primărie, dar dacă m-ați întrebat pe mine și aș fi primar sau aș avea un cuvânt de spus acolo, eu aș gândi o altă promovare a operelor, pe start-up-uri, pe banii alocați din bugetul primăriei, unor tineri care au idei, care vor să promoveze pe rețelele de socializare aceste opere. Putem face programe de vizitare, eu știu, 3-5 zile, chiar și o săptămână, cu turiști care vin nu numai din România, ci și din alte țări, să viziteze toate aceste lucruri pe care importante pe care eu le aminteam mai devreme. Gândiți-vă că, nu știu, n-am o statistică, dar probabil nu vin nici 10% din turiștii care ar trebui să viziteze municipiul Târgu Jiu și județul Gorj, pentru că au unde să vină și au ce vedea. Văd că din dezbaterea care am avut-o, domnul Prunariu, până acum a simțit foarte mult ceea ce se întâmplă la municipiul Târgu Jiu și mai puțin la ceea ce se întâmplă în județ. Să înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră că stați mai bine la județ și mai slab la municipiu pentru că ați insistat foarte mult pe acest subiect? Nu. Eu m-ați întrebat de Târgu Jiu, vorbeam de Târgu Jiu. Dacă vreți să vorbim și de județ, nu. Și de partea politică. Nu vreau să vă fac plăcere astăzi, vreau să ne faceți dumneavoastră nouă plăcere, oamenilor simpli, să ne răspundeți la întrebări. Haideți să vorbim despre Pro-România, dacă sunteți de acord, nu despre județul Gorj. Vreau să vă întreb... Păi, acolo vreau să ajung, că mă întrebați... Aolo, așa, spuneți-ne proiectele mărețe al Pro-România pentru Gorjia. Deci dacă mă întrebați de Pro-România, eu v-am mai spus, cred că tot v-ați adunat într-o emisiune, ținta noastră este anul 2024. Acum, deci acum faceți doar încălzirea. Care încercăm să clădim, să aducem lângă noi niște oameni care vor să construiască pentru viitorii 4 ani. Asta nu înseamnă că nu ne vom bate inclusiv la Consiliul Județean și eu cred că candidatul nostru, Alin Băcaru, are șanse importante la președinția Consiliului Județean. Cam ce scor, stați puțin, domnul Prunariu, cam ce scor estimați că va obține Pro-România la municipii și în județ, cam la procentual? Nu îmi place să dau scoruri, dar am întrebat de proiecte și chiar și ieri discutam cu Alin Văcaru lucruri importante pe care ar trebui să le facem noi vis-a-vis de județul Gorj.
Și vis-a-vis de locurile de muncă, noi avem un singur parc industrial care aparține Consiliului Județean și care e în Paradină. Sunt vreo 3-4 firme acolo, iar parcul arată îngrozitor. Și ne-am gândit că ar fi bine să mai construim la intrările în județ încă 3 parcuri industriale unde să dezvoltăm și să creăm locuri de muncă pe o infrastructură și utilități făcute de Consiliul Județean. După aceea avem partea de drumuri județene de extrem de important și unde în mandatul actualului președinte de 4 ani s-au reabilitat cred că sub 10% din totalul de drumuri județene. Ori să nu uităm că noi avem o întreprindere a Consiliului Județean, întreprinderea de drumuri și poduri, care este în insolvență, aproape de faliment, și față de care actualul președinte nu a luat nicio măsură de a scoate această firmă, până la urmă a noastră, a gorjenilor, din insolvență și să o aducă pe profit. Ori aici noi avem un program foarte bun de a ajuta ITP-ul, repet, să iasă din insolvență și după aceea de a le da lucrări, pentru că avem nevoie, sunt cred că mai mult de 600 și ceva de kilometri de drumuri încă nereabilitate, drumuri județene, nereabilitate în județul Gorj. Un alt punct important, pentru că ne-am propus lucruri concrete și puține, un alt lucru important este Spitalul Județean. Că vorbim de sănătate și vorbim de spitalul cel mai important din județul Gorj, unde aici trebuie, facem două lucruri extrem de importante, să terminăm cu interimatul, să asigurăm un management performant și bun și, doi la mână, o mai mare transparență și față de achizițiile publice și totodată grija față de pacient, pentru că... Domnul Pânăriu, aici stați puțin, a spus transparență vis-a-vis de achizițiile publice. De ce există secretomania asta în jurul acestei achiziții și la modul în care se aprovizionează cu diverse medicamente sau material sanitar Spitalul Județean? Păi, ce se ascunde problema în spatele la toată treaba asta? Păi asta este problema și orice lipsă de transparență înseamnă că ascunde în spate niște lucruri neregulă. Nu uitați că sunt oameni care sunt bolnavi, care vin în Spitalul Județean și își procură singuri medicamente, face injecții, tot felul de chestiuni de genul ăsta, ori nu e permis să mi-l întrei lucrul ăsta, în condițiile în care Spitalul Județean, în decursul timpului, poate în ultimii 10 ani, a cheltuit peste 500 de milioane de euro. Deci bani care nu se regăsesc nici în dotări, sunt foarte puține dotări, nici în confortul și... Dar au satisfăcut clientela de partid. Restul sunt detalii. Da. Ori noi vrem ca lucrul ăsta să nu mai existe suspiciuni. Deci vrem un management definitiv și performant, vrem o transparență și vrem ca spitalul să fie dotat și să aibă medicamente și de toate celelalte. Păi, domnul Pânăriu, ce facem, domne, cu relațiile astea de cumetrie care s-au împământenit de-a lungul a 10, 15, 20 de ani aici? Păi asta este una dintre marile probleme și eu când am părăsit PSD-ul v-am spus că una dintre problemele mele cu fostul partid în care am activat... Cumetria. Aceasta, da, acest cer de interese transpartinic, de cumetrie, de prietenii, tovărășii și de promovări pe alte criterii decât criteriile de competență și de valoare. Lucrul ăsta trebuie să dispară, pentru că cu toți ne dorim, atunci când ne ducem la un concurs, concursul să fie pe bune și să ia cel mai bine pregătit, pentru că sunt copii și oameni care sunt foarte bine pregătiți în domeniul lor de activitate, care au învățat carte multă și care n-au nicio șansă, pentru că majoritatea concursurilor sunt aranjate și nu sunt pe bune. Apropo de ce spuneți de dumneavoastră, să știți că dumneavoastră plecați de la niște premise foarte bune în această campanie electorală, dar în momentul în care vor intra aparatele de propagandă și vorbim aici de mașinările de partid reprezentate de PSD și de PNL, dumneavoastră fiind un partid mic, e greu să țineți pasul cu astfel de mastodonți. De acord cu dumneavoastră, dar vom fi și noi, din Consiliul Local și în Consiliul Județean, și vom avea un cuvânt greu de spus. Noi deci mici, dar răi sunteți, să înțelegem. Da, suntem un partid mic, să știți că nu suntem foarte numeroși și nu avem obligații față de neamuri, de rude, de prieteni, de lucruri de genul ăsta, iar o să vedeți după alegeri că ne vom spune cuvântul, indiferent de
cine va câștiga primăria și Consiliul Județean, ne vom spune cuvântul și cuvântul nostru va fi în folosul cetățenilor. Să punem, domnul Prunariu, haideți să punem repede breaking news, așa, pentru cei care ne ascultă și care ne privesc online. Senatorul Florin Cârciumaru a anunțat recent că nu dorește să fie inclus pe lista consilierilor locale ai PSD, așa cum s-a vehiculat pe rețelele de socializare. Atenție, declarație făcută de Florin Cârciumaru în urmă cu foarte puțin timp. Deci eu cred că asta n-a făcut decât să detoneze butoiul cu pulbere din PSD de la municipiu. Păi eu v-am spus că sunt o groază de tensiuni, de conflicte acolo, în cadrul nu e, lucrurile nu sunt gestionate, sunt mai multe tabere, până la urmă e problema lor. Probabil domnul Cărciumaru, care are totuși o experiență în spate, nu vrea să participe la aceste chestiuni care să ia cumva mintea, să păcălească cumva de târguieni. Și atunci vrea să termine mandatul de senator, care ar trebui să termine prin noiembrie-decembrie, pentru că lumea își dă seama clar că nu va renunța la mandatul de senator să rămână consilier local. Hai să fim serioși. A fost primar atâta timp și dintr-o dată doresc să fii consilier local. Da, domnul Prunariu, dumneavoastră aveți experiență în PSD, îi cunoașteți. Ăștia de la județ au luat foc, sunt nebuniți toți vis-a-vis de ce au făcut ăștia de la municipiu. Cârciumaru acum a ieșit cu declarație că nu dorește să fie pe lista de consilieri locali. Ce credeți că ce reacție vor avea cei de la județ vis-a-vis de ce au făcut ăștia de la municipiu acum? Da, nu, repet, nu, eu dacă am o problemă, n-am o problemă cu foștii mei colegi din PSD, v-am spus că am o problemă cu actuala conducere a PSD-ului, care e depășită de situație. Weber? La Weber vă referiți? Weber și la Cosmin Popescu? Weber și Cosmin Popescu, ei nu știu să gestioneze un partid mare, cu foarte mulți oameni, nici n-au fost învățați. De fapt, știți foarte bine, Cosmin Popescu n-a condus niciodată nimic, el a stat în umbră. Președintele Consiliului Județean, domnule, nu mai fiți răutăcioși și dumneavoastră acum cu el. Cum? N-a păi bine, dacă se ia o decizie la Consiliul Județean, trebuie să dea vreo 5 telefoane, să ia vreo 5 ok-uri. Iar Mișu Weber n-a condus nimic până acum. El s-a trezit conducând direct Partidul Social Democrat la nivel de vârf. Da, dar conduce în viteză și cu drifturi. Și probabil, da, e riscant, mai sunt ăștia, mai dau cu capul de geamuri, mai da, sare câte unul pe geam. Era o glumă atunci a recomandației când vorbiți cu el, că merge doar în viteza întâi și a doua, să dea pe modul rachetă, pe aerul de la mașină, știți? Păi ce, domne, să spargă motorul la PSD acolo? Ce naibii, domne, învățați numai lucruri din astea de bine? Sunteți răutăcioși, să știți, da, la pro-România acolo, nu sunteți fair play. Da, păi vedeți, acum asta vă spuneau. Păi ăștia stați, domne, râdeți de ei că merg cu întâia și a doua, da, păi și noastră mergeți cu bicicleta, dați la pedale acolo de gâfâiți de nu mai puteți. Da, dar bicicleta noastră o să dezvolt, o să-i punem motor și să vedeți... O faceți electric, auziți? O faceți electric, eco. Da, eu să cu tehnologii, cu tehnologii inovative, ca să citez un celebru politician de-al dumneavoastră. Doamne, dacă PSD-ul nu se va reforma, dacă PSD-ul nu va fi condus de oameni care pot să conducă și care au mai condus în viața lor ceva și care au autoritate și morală și au și autoritatea conferită de euri fiecăruia, pentru că e o problemă acolo, dacă întrebi să decizi, te trimit de la Ana la Caiafa, adică de la Mișu la Cosmin sau de la Cosmin la Mișu. Iar dacă niciunul dintre ei nu se asumă răspunderea, te trimit la secretarea partidului la Anca. Așa funcționează conducerea tripartidă. Le e frică de a decide ceva sau pasează responsabilitatea de la unul la altul în speranța că va scoate cu mâinile altora castanele din foc? Ei mai decid așa din când în când, dar le e frică să se asume responsabilitatea. Și asta le spun că dacă nu-ți asumi responsabilitatea, nu poți conduce nimic în viață. Și atunci o pasează de la unul la altul, dar să treacă timpul și lumea să uite. Și disfuncționalitățile, domnul Prunariu, disfuncționalitățile acestea și incoerențele și bâlbele care sunt în PSD sunt tocmai o consecință a acestei lipse a deciziilor ferme pe care ar fi trebuit să le ia conducerea județeană? Domnule, aici este o chestie care se întâmplă și la nivel național la Partidul Social Democrat. Păcat că a fost cel mai mare partid și a condus România atâta timp, cum e Turcu și Pistolul, cum e conducerea centrală, așa sunt și conducerile județene, cu excepția unor baroni care încă mai funcționează la nivelul diferitor județe. PSD-ul a rămas același PSD-ul. Ba din contră, a pierdut oameni de valoare din dorința și din teama de a nu-ți pierde scaunele, locurile, pentru că e așa consideră că rezumentiv un partid îndepărtat pe cei care sunt personalități, sunt voci și că de teama că nu le ia locul, îi dau afară sau scapă de ei. Asta este ce se întâmplă la București, se întâmplă și la nivelul județului Gorj, mai mult.
dacă la nivel central mai iasă așa din când în când Ciolacu, bine, să mai atace pe Iohannis sau PNL-ul, cu greu, că de două ori a ieșit și a venit rău, a dat strângele pe nas și a venit rău, la Gorj nici atât, adică nu văd nicio reacție față de nimeni, pat aceeași monedă de ani buni și oameni pariu cu dumneavoastră cu drumul expres, că nu o să se facă în următorii 10 ani. Domnul Prunariu, stați puțin. Stați puțin că ne-am dus prea departe deocamdată. Starea aceasta de apatie este una care seamănă cu aceea care era la PDL înainte de dezintegrare. Foarte multe voci și foarte mulți oameni avizați în domeniul politic și la ce se întâmplă pe scena politică din România dau și la nivel central și la nivel local aproape sigură dezintegrarea PSD-ului și că va urma același traseu pe care l-a avut PDL-ul, care la vremea aia PDL-ul era un dita mai partidul care conducea tot. Aceeași scenariu va urma și în cazul PSD-ului. Sunteți de acord cu această opinie care este formată la, ușor se formează la nivel central? E opinia noastră și eu nu o contrazic. Nu e al mea asta, nu e a mea, e vehiculată în presa centrală. PSD-ul va urma traiectoria PDL-ului. Da, tocmai asta spuneam că nu vă contrazic, lipsa de conducători, lipsa de personalități, lipsa de oameni cu școală și cu valoare, lipsa de credibilitate îi va duce să piardă electoratul în teren. Faptul că nu sunt oameni de cuvânt și tot timpul mint și promit lucruri și nu se țin de cuvânt, îi face pe cei din PSD-ul să piardă, repet, în continuare electoratul. Rolul unui partid politic, pe lângă a face lucruri bune pentru țară sau pentru regiunea despre care vorbim, este și de a fi credibil și de a strânge electorat care să îi voteze și să-i propulseze cumva spre guvernarea regiunii. Ori lucrul ăsta ați văzut și dumneavoastră că și la Gorj și la nivel național se întâmplă foarte des. Oameni care au avut cuvânt, oameni care au avut o voce, chiar oameni care au câștigat niște alegeri la nivelul lor, rând pe rând au fost marginalizați și au plecat din partid. Nu uitați că PSD-ul cumva și-a omorât cu ghilimele de rigoare toți conducătorii pe care i-a avut, cu excepția lui Ion Iliescu, care oricum e decorativ acum în cadrul Partidului Social Democrat. Iar pe restul i-a omorât pe toți, sau i-a dat afară, sau i-a executat. Asta este PSD-ul și lumea și trebuie să știe lucrul ăsta. Bun, din PSD-ul ăsta bătrân, așa și ramolit, cum e acum, care abia se târie în ciomac și merge, da? Dar încă mai are totuși vlagă. N-a apărut și vlăstarul ăsta mic pro-România, care e mititel așa, abia merge la grădiniță ușor, ușor. Nu a apărut și o altă formațiune politică care la fel se chinuie să răzbească pe scena politică? Pro-România este un partid nou înființat. Așa, un copil mai mic, așa, al PSD-ului? Nu este copilul PSD-ului, este un partid nou înființat pe partea... În neprubetă, domne, unde a fost înființat? Tocmai pentru a prelua electoratul de stânga care s-a săturat de PSD-ul și de faptul că PSD-ul rămâne un partid nereformat, condus de baroni, așa cum spuneam, și de oameni fără carismă și fără a ne oferi un viitor. Și atunci a fost o alternativă și va fi o alternativă. Crezi că alternativa sunt alții? Până în 2002, vorbim de alternativă ca și cuvânt, nu ca și denumire sau ca și cuvânt. A fost răutăcios, dar dumneavoastră ați trebuit să faceți floricele așa pe portativ un pic, da? Continuăm. Da. Și va fi o alternativă în partea stângă și veți vedea că până în 2024 Pro-România va crește și va strânge electoratul de pe partea stângă, centru stânga. Și va fi un partid care... Și pentru ei lați nu mai rămâne nimic, domne, strângeți dumneavoastră totul. Păi nu spuneați de PDL-ul, PDL-ul mai există? Păi nu mai există, dar asta nu înseamnă că dumneavoastră strângeți tot ce a rămas de la PSD-ul. Mai se duc și pe la PMP-ul, să mai duc și pe la PNL-ul, să mai duc și pe la USR-ul, să mai duc și pe la alții care mai sunt. Doar nu vin toți în bătătura dumneavoastră să seară gardul. Oamenii au alternative și probabil PSD-ul peste vreo 4 ani va ajunge un PDL-ul și dacă... Ne mai gândim, probabil o să-i absorbim noi, dar nu pe toți și pe aia care merită. Da, spuneți-ne o situație comică de la Pro-România vis-a-vis de relația pe care o aveți cu PSD-ul. Dacă nu ne spuneți nici măcar una, nu mai vorbim. Relație comică? Da, pe care ați avut-o cu PSD-ul în ultima perioadă. Dumneavoastră, membrii dumneavoastră, organizația de partid, ce v-a umflat râsul, ce au făcut ăștia, ce v-au propus, ce negocieri de culise ați avut, vă susțin pe dumneavoastră, pe Alin Văcaru, pe Lunița Popescu.
deci v-am spus că noi nu negociem. Înseamnă că treaba e serioasă, domne, atunci. Mai și râdeți, până ce naibii. Până după alegeri, nu de negociem până după alegeri, atunci vom vedea cum să fiecare dintre noi. Ce mă distrează este că PSD-ul la Borș nu dă seama și ușor, ușor vor pierde și Consiliul Județean, ca să nu mai spun că șansele la primăria municipiului Târgu Jiu sunt foarte mici. Și atunci, dacă e să facem numai așa o statistică din 9 orașe, municipii și orașe, 6 au primari PNL-ul și 3 au, care sunt cele mai mici, au primari PSD-ul. Deci dacă, până la urmă, voturile sunt concentrate aici. Până la urmă, veți vedea ce se va întâmpla și în Consiliul Județean, de cine va câștiga președinția Consiliului Județean. Și veți vedea și majoritățile din Consiliul Județean. După aceea mai vorbim. Păi cel care de regulă câștigă președinția Consiliului Județean dă tonul la ce înseamnă politica județului Gorj în următorii 4 ani. E legea asta. Glume nu prea mai am, pentru că, în general, ăștii mei colegi cam fug de mine așa cu mici excepții din teritoriul unde mă întâlnesc și vorbesc cu oamenii, dar cei de aici din oraș fug de teamă să nu fie pozat cu mine și să îi explodă sau să îi mușulească actuala conducere. Păi ce dracu, domnule, e dictatură din asta în PSD? Eu refuz să cred că au astfel de dictatură în PSD la municipiu. Nu, păi nu i-ați văzut ce vorbeau pe acolo în ședința la municipiu? Te umflă râsul numai când îi auzi. Cum? Domnul Filip, e prostie. Dacă suntem prieteni, n-ai nicio legătură faptul că suntem remezi în anumite partide politice. Cum să ne întâlnim, să trecem pe stradă și să ne întâlnim și să nu ne salutăm sau să nu bem o cafea, indiferent că avem opțiuni politice diferite și că, mă rog. Iar asta vă spunea, mulți dintre ei să se întâlnească cu mine și văd în relație, dar vreau să mai stau cu ei de vorbă și fug cât mai repede de teama asta de a nu afla actuala conducere, deci de a nu-i înfiera cu mărie proletară sau de a-i trage de urechi. Da, e de râsul curcilor dacă se întâmplă asta. Da. Apropo, vă rog. Eu am trăit-o și pe, eram în PSD-ul, mă întâlneam cu adversari politici din alte partide, stăteam la o cafea și imediat se transmitea ăsta și mă întrebau și am zis, dom'le, eu stau cu cine vreau la masă, când vreau, cercul de prieteni nu mi-l faceți voi, iar întâlnirile pe care le am sunt în afara partidului și le stabilesc eu, nu mi le stabiliți voi. Am avut și o discuție de genul ăsta, dar vedeți, eu am fost alt fel de om și l-am dat pe sănătate. Deci, domnul Purariu, pentru ei agenda de partid e totodată și agenda personală, adică ce fac la partid, aia trebuie să fac și acasă, și în pat cu nevasta, și la serviciu, și peste tot. Păi nu, dar se gândește actuala conducere, se gândește doar la... Păi bine, domnule, stați puțin, ori avea ăștia care, nu știu, neveste pe la alte partide, ce naibii fac? Stau în camere separate, nu mai vorbesc? Trebuie să divorțeze. Da. Ne-am apropiat cu pași repezi de finalul emisiunii. Vă rog o concluzie a dezbaterii noastre, domnul Purnariu. Concluzia este că Pro-România își dorește și va munci pentru alegerile astea, dar, repet, targetul nostru este 2024 și vom crește, veți vedea, zi de zi, lună de lună, an de an, până când vom ajunge să demonstrăm că vrem și că putem și că facem ceva pentru comunitățile de unde ne tragem fiecare. Mulțumesc că ați fost alături de noi în această zi aici la Radio Accent. Domnul Mihai Purnariu, candidat la Consiliul Județean din partea Partidului Pro-România. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi auditori, că sunteți care fiecare dată alături de Radio Accent aici. Rămâneți în continuare alături de programele noastre și noi o să ne revedem la Accent TV de la ora 19. La revedere, să auzim numai de bine! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Leonard Filip.